Ziua de astăzi era râgul aprins. Dumneavoastră știți că noi am mai citit ăsta text, l-ați citit și dumneavoastră acasă de multe ori. Am mai vorbit și noi. Și ce este foarte interesant în această dimineață, că fără să știu eu, fără să vorbesc cu fratele păstor Daniel Cornea, fără să ne propunem noi unul cu celălalt, eu când am fost aici la Amvon în dimineața zilei de astăzi să dau câteva îndemnuri, am vorbit despre robul lui Dumnezeu și despre cuvintele lui Dumnezeu când era Moise înaintea lui Dumnezeu, că el se opunea în fața cuvântului lui Dumnezeu. Nu vrea să meargă în Egipt. Și el spunea, și v-am spus și eu în dimineața asta, dar dacă mă va întreba faraon și ceilalți de acolo egiptenii, că cine m-a trimis pe mine? Și atunci, îngerul Domnului, Dumnezeu în persoană i-a vorbit. Spune-i că Dumnezeu te-a trimis. Și el în continuare vrea să se opună ca planul lui Dumnezeu să nu se ducă mai departe. Dar dacă mă vor întreba cum îl cheamă pe Dumnezeu? Și Dumnezeu din nou îi răspunde: eu sunt Dumnezeu de la început la sfârșit. Și apoi spune: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Dar totuși Moise, robul lui Dumnezeu, un om plăcut lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a pregătit cu multă vreme înainte ca să rezolve și să împlinească planul lui Dumnezeu, se opune și așa. Și atunci îngerul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu, îi spune: Moise, bagă-ți mâna în sân. Când Moise și-a băgat mâna în sân și-o scos afară plină de lepră, era mâna lui Moise albă. L-a apucat o frică și din momentul acela n-a mai spus că nu se duce. Atunci, ce să fac, Doamne? Bagă-ți mâna înapoi în sân. Și-a băgat mâna în sân și mâna lui Moise era ca și mâna mea curată. Mâna lui Moise era curată ca și înainte de a o băga în sân. Ăsta este Dumnezeu. I-a arătat Dumnezeu că El este creatorul cerului și al pământului. Că El i-a creat și pe oameni. Și că El face întotdeauna ceea ce vrea El. Mărească-i să numele lui Dumnezeu. Din momentul ăla de când l-a apucat frica și temerea, Moise n-a mai avut pe gura lui, pe buzele lui, cuvinte ca să încurce planul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru la care slujim noi, Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, Dumnezeul lui Isaac, Avram și Iacob, și-a ales un popor. Și poporul pe care și-a ales el a spus: Iacobe, de azi încolo n-ai să te mai numești Iacob. Te vei numi Israel. Și pentru tine voi da popor întregi. Și așa a fost. Pe unde s-au dus copiii lui Israel, i-a trecut pe celelalte popoare pe sub ascuțitul săbiilor. Dar dacă a vorbit gura lui Dumnezeu, Iacobe, pe tine te voi face un neam mare, te vei mulți ca nisipul mării. Cum de-a hotărât Dumnezeu ca poporul lui Israel să se ducă în Egipt, să trăiască asuprit, să producă cărămizi acolo și ei întotdeauna să fie văzuți
mai de jos și deasupra lor să fie egipteni și să-și bată joc de ei. A fost hotărât de Dumnezeu ca copiii lui Israel să se ducă în Egipt. A fost o zi când Dumnezeu a făcut o mare foamete, o zi. A fost o vreme, nu era o zi. Mai multe zile, mai mulți ani, când Dumnezeu n-a fost ploaie pe pământ. N-a fost ce să mănânce oamenii. Tocmai pentru asta, că robul lui Dumnezeu și copilul lui Iacob, Iosif, a fost urât de frații lui, l-a vândut la izmaeliți, l-a dus în Egipt și acolo în Egipt a ajuns slujitorul lui Faraon. Și de atunci a hotărât Dumnezeu, după cum știe el. Dumnezeu știe și cunoaște lucrurile lui cu mult timp mai înainte, nu ca și noi, care nu cunoaștem de multe ori nici ce aduce ziua de mâine. Nu cunoaștem în cealaltă zi nici ce vom mânca peste două zile. Dacă eu v-aș întreba pe dumneavoastră acum ce ați mâncat în urmă cu 5 zile, marța trecută, va trebui să vă gândiți bine, să stați mult să vă gândiți ce am mâncat noi la casele noastre. Dar Dumnezeu este acela care cunoaște totul despre noi, despre viața noastră. El știe trecutul, El știe prezentul și cunoaște viitorul. Și iată că după ce la copiii lui Israel le-a fost rău, au primit tot mai multe cărămizi și a bătut egiptenii joc de ei. Nu le-a dat voie ca femeile care aparțineau de copiii lui Israel să nască copii. Îi omoreau pe copiii care au aparținut de copiii lui Israel. Nu numai că își băteau joc de ei, dar le dădeau tot mai multe cărămizi. La un moment dat nu le mai dădea paie și trebuia să fie tot așa de calitate ca și cărămizile care aveau paie. Ei se rugau. Și fratele Daniel a spus aici că rugăciunea este și plăcută lui Dumnezeu. Și eu vă spun că rugăciunea deschide zăgazul cerurilor. Dumnezeul nostru care nu tace, care aude și vede, i-a văzut pe copiii lui Israel că ei se roagă în Egipt. Dumnezeul nostru care aude, i-a auzit pe copiii lui Israel cum se roagă în Egipt. Dumnezeul lui Israel, la care ne rugăm și noi, a hotărât o zi și l-a pregătit pe robul lui Dumnezeu Moise. Și ziua aceea a fost când Moise a fost cu oile socrului său Etro la câmp. Și Sfânta Scriptură ne arată că el a mânat. Asta înseamnă că el le-a dat de mâncare la oi, le-a adăpat ca să poată să treacă prin pustie. Că dacă oile nu erau hrănite și dacă oile socrului său Etro nu erau adăpate, nu puteau să treacă prin pustie. Dar așa a trecut prin pustie. Și dincolo, în pustie, acesta, roba lui Dumnezeu Moise, a văzut așa un coci. A prins. Frații mei și sorile mele în Domnul Iisus Hristos, vreau să vă spun că atunci când ești în febra rugăciunii, când strigi tare către Dumnezeu, atunci când vrei să îți răspundă Dumnezeu, și tu ești un rug aprins. Și tu ești în febra aia de aprindere. Și rugul aprins, acolo era Dumnezeu.
Și ce este de mare importanță, că îngerul care l-a reprezentat pe Dumnezeu, care vorbește ceea ce îi spunea Dumnezeu, îi spune Moise. Și a doua oră îi zice, Moise, dă-ți încălțămintea din picioare. Pentru că locul pe care îl calci tu este un loc sfânt. Așa era. Un loc sfânt. Că acolo era Dumnezeu. Era și Duhul lui Dumnezeu. Era și Îngerul lui Dumnezeu. Frați și surori, noi de câte ori venim în casa de rugăciune cu gândul să ne întâlnim cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu Iisus, mai întâi de toate chemăm prezența Domnului Iisus în mijlocul nostru. Și ce vreau eu să vă spun cu asta? El se prezintă aici. Și locul ăsta este un loc sfânt. Că aici este Dumnezeu Iisus. Mărească-i să numele Domnului. Nu putem să venim oricum. Cu orice fel de gândire. Nu putem să venim aici oricum îmbrăcați. Să ne râdem în casa de rugăciune. Noi trebuie să ne plângem păcatele noastre. Noi trebuie să fim atenți la ceea ce vrea să ne vorbească Dumnezeu. Robul lui Dumnezeu spunea, odată mi-a vorbit Dumnezeu și eu am auzit de două ori. A lui să fie gloria și slava. Vrea robul lui Dumnezeu Moise să se opună când într-un fel, când în altul fel. În mintea lui era că el a făcut ceva rău, ce nu-i plăcut lui Dumnezeu acolo, pentru că i-a curmat viața la un egiptean. În mintea lui era că el nu mai are ce să caute în Egipt. În mintea lui era că ăia îl vor prinde, îl vor lega, o să-l pune la pușcărie, o să-și bată joc de el. Și oricum a vrut el să vorbească către Dumnezeu, îi spune, da, Doamne, dar vezi tu, eu sunt gângaș la vorbire. Da, Doamne, da, nu pot să vorbesc, că nu pot să mă exprim bine. Frate și soră, când Dumnezeu are ceva de lucru cu tine și El te trimite undeva, tu nu poți să-L refuzi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se duce cu tine. Dumnezeu, El lucrează lucrarea pe care ți-o spune ție. Îmi amintesc de tânărul Gedeon când spune îngerului Dumnezeu către el că să se ducă împotriva madianiților. Și îi spune, du-te și izbăvește pe copiii lui Israel de sub mâna madianiților. Era ca și același lucru. Aproape, apropiat era același lucru. Și Doamne, dar eu sunt cel mai mic din familia lui Manase. O familie care este cea mai săracă de aici. Nu! Du-te că eu voi fi cu tine. Și atunci tânărul Gedeon îl pune la încercare. Nu este textul ca să vorbim în această zi despre încercările lui Dumnezeu. Ce aș vrea să vă spun, frate și soră, pune-L și tu pe Dumnezeu la încercare și vei vedea că El care a fost Dumnezeu, este Dumnezeu și va fi Dumnezeu întotdeauna, îți va răspunde la încercările tale. Îți va răspunde la lucrările tale. Va fi El cu tine, pentru că El nu te lasă. Spune El într-o împrejurare, nu te teme. Nu te teme, du-te și vorbește, i-a spus lui Moise și spune și ție astăzi. Cei care se tem nu au loc în casă înăuntru. Fricoșii și cei care se tem sunt afară.
Ei nu sunt înăuntru. Dacă vei trece prin valea umbrii morții, tu să nu te temi, că eu, Dumnezeu, voi fi cu tine. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu că 1000 să cadă alături, 1000 să cadă la stânga ta, 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va apropia nimeni, vei vedea cu ochii tăi izbăvirea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dar salmistul ne spune că noi să ne încredem în Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului tău. Frați și surori, noi nu suntem scutiți de necaz. Eu, Dumnezeu, voi veni și te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Moise, oricât a încercat să spună el că nu merge, Dumnezeu nu l-a lăsat. Și până la urmă l-a convins Dumnezeu. Și Moise s-a dus în Egipt, pentru că acolo era copiii lui Israel. I-a spus Dumnezeu, și eu voi fi cu tine. Și când i-a spus Dumnezeu, a fost cu el. Și mi-amintesc de urgiile pe care le-a făcut Dumnezeu, nu Moise. N-a făcut Moise nici o urgie. Moise nu m-a vorbit împreună cu Aron. Acolo. Dar Dumnezeu a făcut urgiile acelea. Una dintre urgii a fost așa, că i-a spus lui Moise ca copiii lui Israel să taie fiecare cât e un miel fără cusur și cu sângele mielului să ungă ușorii ușii, că atunci când a venit îngerul trimis de Dumnezeu, îngerul nimicitor, să nu intre acolo la copiii lui Israel. Și acolo unde n-a fost uns ușorii ușii cu sângele mielului, a intrat îngerul și a făcut prăpăt. Și în general, cel de întâi născut, copiii egiptenilor au fost omorâți. Și când a văzut faraon și a plâns amarul, a făcut și alte urgii. A făcut multe urgii, vreo 10 la număr. La un moment dat, Dumnezeu a îngăduit să vină broaște în țară, apa să se prefacă în sânge. Și faraon îi spune la Moise, 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 roagă-te lui Dumnezeul tău să înlăture broaștele acestea de aici, că puțeau urât acolo. Era țara umplută de broaște, de altă dată de păduchi, de altă dată de grindină. Și Moise îi spune, când? Când vrei lucrul acesta? Iar faraon îi spune, peste 2 zile. Dacă eram eu acolo, sau dacă am fi dumneavoastră, nu-i spuneați voi acum? Dar de ce se mai miroasă țara 2 zile? Dar de ce se mai curgă râuri în loc de apă să curgă sânge? Dar de ce să fie mirosul acela? Pentru că faraon era fără înțelepciune. N-avea înțelepciune dată de Dumnezeu. Că și-a bătut joc de copiii lui Israel. De copiii lui Israel, de un popor care era ales de Dumnezeu. Și peste 2 zile, Moise își înalță glasul către Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru la care ne rugăm și noi și în care ne încredem, Dumnezeul nostru a cărui noi îi slujim Lui, îndepartă broștile din Egipt, oprește sângele și râurile de apă devin curate, ca să vadă și egiptenii, ca să știe lumea întreagă și să știm și noi că Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Este plin de credincioșie. Și credința lui Dumnezeul nostru nu a ajuns la capăt. Credința Dumnezeului nostru nu s-a terminat.
cum cred unii oameni, slăvească-i numele lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se duce înainte. Amin. După urgiile acelea. Și îmi pare așa de mult când am citit în Sfânta Scriptură, îmi pare bine că spune că Dumnezeu a fost acela care le-a împietrit inima, i-a împietrit inima lui Faraon și nu le-a dat drumul să plece. După fiecare urgie, Moise îi întreabă, pot să iau pe copiii lui Israel și să plec în pustie și acolo cu copiii și cu tot ce au ei, noi să ne rugăm? Dumnezeu îi împietrește inima lui Faraon și spune, nu, nu poți să pleci. Și Dumnezeu mai face o altă urgie. Și iar îl întreabă Moise, pot să plec cu copiii lui Israel? Nu poți să te duci. Și Dumnezeu face o altă urgie, pentru că e Dumnezeu ca să-și ducă planul la mântuire. Acolo erau și vrăjitori. Erau oameni care citeau în diferite feluri de cărți ale lor. Și îi ademeneau pe oameni. Acolo erau oameni care nu erau temători de Dumnezeu. Și la un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, ce ai în mână? Am un toiac. Aruncă-l jos! Și Moise-l aruncă jos și toiacul se preface într-un șarpe. În văzul tuturor oamenilor de acolo. Imediat când au văzut Faraon și ceilalți care e acolo, vorbește cu slujitorii lui și cu vrăjitorii și aruncau și ei toiegile jos. Și toiegile lor s-au prefăcut în șarpe, în șerpi mai mulți. Este o minune dumnezeiască care este scris pe paginile Sfintei Scripturi. Și toată omenirea poate să știe despre minunile lui Dumnezeu. Și atunci șerpele care s-a prefăcut din toiagul lui Moise era un șarpe mai mare și i-a înghițit pe șerpii care s-au făcut din slujitorii lui Faraon. I-a înghițit, i-a omorât și n-a mai existat acolo. Și la urmă îl întreabă din nou Moise către Faraon, ce faci, ne dai voie să plecăm? Da, vă dau voie să mergeți, dar fără de animale. Vă dau voie, dar fără bogățiile pe care ei. Nu! Dumnezeu le-a vorbit, voi nu plecați, voi trebuie să mergeți cu animalele voastre, trebuie să mergeți cu copiii voștri, trebuie să luați argint și aur, pentru că voi sunteți niște oameni care ați muncit, iar Faraon trebuie să plătească. Mărească-i să numele Domnului. Amin. Și după ce a mai făcut o urgie, n-a avut ce să mai facă, le-a dat voie să plece. Când au început să plece, le-a părut foarte rău, cu gândul, n-a, cine ne va mai lucra nouă? Cine ne va face cărămizi? Cine ne va mai face alte lucruri aici? Și Faraon a început să pornească în urma copiilor lui Israel. Copiii lui Israel au ajuns. Într-o parte era un munte, în altă parte era un alt munte. În față a fost Marea Roșie. În spate erau egiptenii cu carele lor. I-a apucat o frică și spunea, Moise, noi am putut să stăm acolo în Egipt. De ce ne-ai scos de acolo? Dar vine Dumnezeu și rezolvă și această mare problemă. Și îl întreabă Dumnezeu pe Moise, Moise, ce ai în mână? Doamne, un toiac, apropie-l! Apropie-l de apă! Și când l-a apropiat Moise toiagul de apă, s-a despărțit apa în două, a înghețat Dumnezeu pereții apelor, copiii lui Israel, a trecut prin Marea Roșie,
pe uscat. Nu ca pe uscat. Nu vorbim ca pe uscat. Ei au trecut pe uscat. Când au venit egiptenii cu carele lor, niște oameni războinici cu sulițile lor, să le curme viața la copiii lui Israel, crezând că și ei vor trece prin val, prin Marea Roșie, au intrat acolo și Dumnezeul nostru, ca să dovedească că El ține toate lucrurile sub stăpânire, El le-a creat și de El ascultă toate lucrurile. I-a dat drumul la valurile mării și i-a înghițit pe toți acolo ca să vadă, să știm și noi că Dumnezeul nostru are putere, are milă și îndurare. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, textul de astăzi este un text foarte bogat. Din textul de astăzi s-ar putea să vorbească extraordinar de mult. Dar s-a mai citit un text și nu am timp să vorbesc din el. Și de aici, nu știu, de altă dată sau eu știu când a voit Dumnezeu, se poate vorbi. Poate că vom începe să mai vorbim și de seară câtva, dacă e voia lui Dumnezeu. Dar aș vrea să merg doar câteva cuvinte la al doilea text. Când s-a citit aici despre Ilie. Ilie era un om slujitor al lui Dumnezeu. Ilie era un om al lui Dumnezeu. Un om al rugăciunii. Dumnezeu a făcut multe semne și minuni prin acest om care era și el cu slăbiciuni ca noi. El se ruga mult. Avea și slăbiciuni ca noi. La un moment dat, Ilie a stat în chirie la o femeie. Femeia aceea l-a găzduit bine. I-a dat să mănânce, i-a dat unde să doarmă. Și copilul ei s-a dus, a murit. Și atunci femeia îi spune: omule, nu te-am îngrijit eu, nu ți-am dat unde să dormi, nu ți-am dat ce să mănânci, dar de ce mi s-a întâmplat mie lucrul acesta? Ilie, ca și un om iubitor de Dumnezeu, ca și un om temător de Dumnezeu, Ilie, care era alesul lui Dumnezeu, se roagă către Dumnezeu și Dumnezeu îi dă Duhul de viață în copilul acelei femei. Desigur că Dumnezeu a făcut multe semne și multe minuni. Dar ceea ce vreau să vă spun și cu asta voi încheia, că la rugăciunea lui Ilie, Dumnezeu a închis zăgazul cerurilor și n-a mai dat ploaie pe pământ 3 ani și 6 luni. Mare lucru! Și atunci, împăratul lui Israel de atunci, care se încredea în prorocii lui Baal, în prorocii mincinoși, îi spune la Ilie, ăsta e un lucru foarte important, Ilie, de ce vrei să omori tu poporul acesta? Și Ilie, care se încredea în Dumnezeu, îi spune la împărat, nu orice cine poate să spună lucrul acesta. Tu omori poporul acesta cu prorocii tăi, cu prorocii lui Baal, pentru că ei îți vorbește ție și tu îi asculți. Nu eu omor poporul acesta. Și așa a fost. S-a dovedit că Ilie era un om al lui Dumnezeu. S-a dovedit mai târziu că la rugăciunea lui Ilie Dumnezeu a dat foc din cer. Dumnezeu a mistuit apa și focul de jos. Dumnezeu a dovedit că El este Dumnezeul lui Ilie. Dar la un moment dat, după ce Dumnezeu a făcut atâtea lucruri la rugăciunea lui Ilie, parcă mie îmi vine să-mi pun întrebarea, când El se duce și se ascunde într-o crăpătură a unei stânci.
Și pe acolo trece Dumnezeu și îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Doamne, m-am ascuns aici pentru că împăratul i-a omorât pe toți prorocii tăi. Le-a curmat viața. Nu, Ilie, nu e adevărat că eu mai am vreo 7.000 de proroci. Mi-am încă 7.000 de oameni care se tem de mine, ascultă de cuvântul meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dar până atunci îmi amintesc că i-a trimis Dumnezeu mâncare. El se hrănea cu un pic de apă dintr-un izvor de acolo și a trimis Dumnezeu mâncare printr-o pasăre al cărui se numește corb. Parcă eu n-aș mânca să-mi aducă pasărea mâncare de acolo. Dar dacă e pasărea, e trimisă de Dumnezeu și vrea Dumnezeu ca să trăiești, îl trimite Dumnezeu pe Ilie la o văduvă când era foamea aceea mare. Du-te și spune să te hrănească. Și merge Ilie și spune, m-a trimis Dumnezeu să-mi dai de mâncare. Doamne, viu este Domnul, că n-am numai atâta făină pe un fund de sac și un pic de unt de lemn. Și Ilie, care se încredea în Dumnezeu, spune, viu este Domnul, că făina nu se va termina din sacul tău, nici un de lemn din ulciorul tău. Dă mai întâi să mănânc eu! Și așa a fost. I-a dat mai întâi să mănânce robul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Amin.